Mulți dintre cei care s-au înscris în proiect pentru a beneficia de informații și de finanțare nu au mai deschis vreo afacere până acum. În această situație este și Gabriel Moșoi din Craiova. Ca fiecare ne gândim la viitor, da? Și în ideea asta trebuie să te miști, pentru că altfel nu vine nimeni să îți bage în buzunar. E faza de informare. Da? Și acum, în funcție de accesibilitățile pe care le oferă programul, în funcție de dorințele și de opțiunile mele, de, după cum se mulează, vedem ce hotărâre luăm pe viitor și acționăm ca atare. Uniunea Generală a Industriașilor din România, filiala Dolj, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul pe o perioadă de 36 de luni. Vor fi selectate și recrutate în grupul țintă 350 de persoane din Oltenia. Proiectul se adresează firmelor noi, startup-urilor, care vor funcționa, vor fi înființate și vor funcționa în regiune, deci pe regiunea Oltenia, în mediul urban și în domeniul non-agricol. Persoanele trebuie să aibă vârsta legală de a putea înființa și administra o firmă. Pot fi atât salariați cât și șomeri sau persoane inactive. Principalele activități benefice până la, pentru grupul țintă al proiectului sunt aceste sesiuni de formare antreprenorială, un curs acreditat de Autoritatea Națională a Calificărilor, prin care practic avem un curs recunoscut la nivel european, da, în care ei dobândesc competențe pentru a-și deschide o afacere. Finanțarea unui proiect este de 40.000 de euro. Plata se face în două tranșe. Prima tranșă, 30.000 de euro, după înființarea firmei. Restul de 10.000 de euro, după un an, dacă se dovedește că firma a respectat planul de afaceri.